Opoziția parlamentară cere compensarea prețurilor la pâine pentru unele categorii de consumatori. Este vorba despre pensionari, dar și alte persoane social vulnerabile. Blocul comuniștilor și socialiștilor propune includerea pe ordinea de zi a Parlamentului a unui proiect de lege care a fost înregistrat încă în luna februarie. Propunerea a fost respinsă de majoritatea parlamentară. Potrivit autorului proiectului, deputatul socialist Tatiana Kunetski, necesitatea acestui proiect de lege vine în urma majorării prețului la pâine cu 27% de către cel mai mare producător de panificație, combinatul Franzeluța. Astăzi urmărim majorarea continuă a prețurilor la pâine și nu numai. Unul din producătorii cei mai mari de pâine din sudul țării, la începutul lunii mai, a majorat prețurile la pâine de la 10 până la 17%. Privind majorarea acestor prețuri s-au expus și alți panificatori din țară. Deci sărăcirea populației este condiționată și de creșterea galopantă a inflației, nu necontrolată. Deputatul a amintit că în Republica Moldova inflația a depășit cifra de 27% luna trecută, pe când în regiune inflația medie este de 12%, făcând referire la Ucraina și România, unde creșterea prețurilor este mult mai mică decât în Moldova. O zi mai devreme, premierul Natalia Gavrilița a declarat că inflația din Moldova nu poate fi comparată cu nivelul inflației din alte țări, inclusiv Ucraina, care reglementează prețurile mult mai dur, fiind în condiții de război. Cât ține de alte țări, puterea de cumpărare a locuitorilor acestora este mult mai mare decât a moldovenilor, a explicat premierul. Noi suntem o țară mai săracă decât alte țări. Și dacă ne uităm în structura consumului, da, indicele prețului de consum înseamnă consumul unei familii în Moldova. Și dacă venitul este mai mic, deci dacă familia este mai săracă, atunci pe ce cheltuie banii? Mai mult pe resurse, pe produse alimentare, pe resurse energetice, deci sunt exact. Deci în structura consumului prevalează exact acele produse la care au crescut prețurile în mod preponderent. În sfârșit, eu vreau să adaug că noi suntem cea mai afectată țară de războiul din Ucraina, în afara Ucrainei. Deputatul Tatiana Kunetski spune că tocmai din cauza acestor facturi proiectul de lege elaborat de opoziție este binevenit și trebuie să fie pus în aplicare. Este un argument foarte elocvent pentru ca să includem în ordine de zi și să examinăm acest proiect de lege, odată fiind afectați acei pensionari care primesc pensii mai mică decât 3.000 de lei, la număr fiind 612.000 de persoane care sunt într-o situație precară și un nivel de existență care lasă de dorit. Propunerea nu a fost susținută de majoritatea parlamentară. Anterior, ministrul finanțelor, Dumitru Budeanschi, a declarat că fiecare inițiativă legislativă care prevede alocarea banilor bugetare trebuie să includă și sursele acestor cheltuieli.